Fetelor, v-a plăcut compania mea în camera voastră? Foarte mult. Da, să avem zi oficială cu tine, Ionut. Chiar am discutat. Da, Patricia. Să vin măcar o dată pe săptămână, să petreci o zi întreagă cu noi. Mă cereți la cameră, vă rog eu frumos. Am să tradă ăștia. Cameră, vrem o zi oficială cu Ionut la noi aici în casă. Să se treacă săptămână. Dacă nu pleacă acasă. Păi, da. Uite că se poate. Se poate. Avem! Deci nu pleacă acasă. Și voiam să mai fac o chestie, să spun ce am remarcat și eu în vestiar la băieți acolo. Bianca i-a făcut un cadou lui Alex. Oh, vai! Îl face fashion. Bine, hai să trecem peste. Dar nu, că eu l-aș fi adus în emisiune. Era și faza cu. Dar mi pare că după asta toată lumea o să zică că îi dau numai haine, nu-i normal. Da, dar nu ești mărina, că e cam largă. Dar cum te-ai... Auzi ce a mai zis, că a zis Patrick că mai a fost ceva remarcă. Cum te-ai inspirat? Niște remarci, ca și cum că ai mai... Cum te-ai inspirat să mai cumperi o geacă de... Simă, nu lăsa. Ai, uite, bun asta. Ce s-a întâmplat? Am auzit aceste remarci, dar am preferat să le ignor, să s-au putut abține. Că ai mai gen asta. Ai mai făcut voi. A câta e geaca asta, gen? Vorbiți fărând. A doua, a treia, câta e? Păi ce, nu, i-am dat un tricou, Se, se referă că ai făcut asta sezonul trecut, gen. Păi aia era o cămașă, asta e o geacă. A, da? Aha. E tot cămașă. E tot cămașă. E tot cămașă. Mi se pare geacă, e clar. Nu așa la oricum. Oricum nu e la fel. E geacă. Geacă cu gule. Dar mie îmi place așa stil. Na, eu am mai spus asta că bărbatul, nu știu, de lângă mine, mie îmi place, nu știu, să-l îmbraci. Să-l îmbrac, da, câteodată. Mai iubire, dar eu nu primesc nimic cadou. Dar nu este cam mare. Eu nu primesc nimic cadou, iubire. Că nu-i ziua ta, Patrick. Deja gelos pe Alex. Păi mai un pic îi. Ce-ai pățit, Radu? Propun ca de ziua lui Radu să stăm acasă toți. Am o idee. N-am nimic, Emma, sunt ok, sunt doar așa un pic supărat pe ceea ce s-a întâmplat în weekend. Ai văzut că e supărat, Radu. Am stare nasoală. Vrei să vii să stăm în grădina azi? Da. Serios? Da. Poate nu o să mai fii. Să vă trageți de blugi. Te povestești cum a fost la Bacău. Ascultați, hai să facem așa. Mă gândeam ori să spunem pe față, ori să facem un bol cu chestiile care nu le-am spus în casa iubirii până acum. Nu știu, poate a fost, ai vrut să spui ceva la un moment dat, nu ai spus, chestii din astea. Și să le băgăm toate într-un bol și după aia să le citim după și să decidem cine trebuia să spună asta toți împreună. Vă da, asta să facem după conexiune, nu? Păi după conexiune, da. Ori putem să spunem acum pe față, dacă suntem asumați. A, mai bine așa, mai bine așa. Hai pe față. E riscant. Dar nu știu ce să zic. Nu știu. Păi nu, de exemplu, eu niciodată în casa iubirii n-am spus te iubesc. Așa. Perfect. Uneori n-am spus îmi pare rău și chiar mi-a părut rău. Oh. E bine atunci. Patricia. Eu nu i-am spus niciodată... Acum, nu știu cum o să se interpreteze. Eu niciodată nu i-am spus lui Patrick atunci în perioada aia noastră că mie chiar îmi place de el, s-o interpreta total greșit și n-am avut curajul să-i spun că mie chiar îmi place de el. Atunci. Dar cum îți place de el? Nu. Nu ai fost cu jumătate clasă, nu? N-ai fost convingătoare, dar mă rog. Eu cred că odată ce îți place o persoană, mereu să-ți placă. Hai, adică e tiparul tău. Nu, eu niciodată n-am spus în casă un lucru. Eu la început, când am văzut-o pe Nona, am crezut că nu ne vom înțelege niciodată. Și acum am ajuns să ne iubim. Ce să nu-ți spun, să... Marinel, niciodată n-ai zis că-ți plac camerele roșii cu mine. A, da, nu cred că v-am zis că... Nu prea plac camerele roșii. În general. Wow. Da. Oh. Pot să zic ceva de azi, că vreau să spun lui Laurențiu că mă distram eu mai mult cu el decât Patricia cu el. Eu niciodată până astăzi nu i-am spus lui Mihaela că e dubios faptul că plânge în fiecare gală. Da, nu mi-ai spus, Radu, nu mi-ai spus. Asta a fost o glumă de 1 aprilie, a uitat-o. Da. Hai, iubire, zi. Niciodată nu am spus că mă deranjează alte camere roșii, în afară de a ta. Eu, da? Tu. Niciodată... Camerele cu tine, asta. Da, nu, că mai avut. Niciodată nu mi-am verbalizat cu adevărat sentimentele aici, în casă. Mi-e greu să spun te iubesc și niciodată nu prea am spus-o în casă aici. Abia am spus-o lui mama, așa, de ziua mamei. Și, nu știu... Cam asta, cred că n-am. Când e vorba de sentimente și de persoana la care țin cu adevărat, mi-e greu să le verbalizez. Nu n-ai spus te iubesc, nu? Mihaela. Da, poate uneori m-am abținut să spun lucruri pe nume. Asta da. Da, un exemplu. Super. Hai, Laurențiu. Da, rareori. Vrei să vă spun ce a spus la ureche, Laurențiu?
Cine face cafea cu că nu, niciodată n-a spus că are o fantezie cu o fată de acolo. Mamă, da, joacă cu pastă. Care nu se știe. Trebuie să zic cu cine? Trebuie să ghici. Dacă vrei, că rămâne așa un secret. Trebuie să zici. Nu trebuie să zic, bun. Gata. Eu o să spun ceva legat și de Robește Mihaela pe rând. Niciodată nu am spus că mă bucur enorm că stau cu Mihaela în cameră și nu mi-aș dori să plece. Bun. Așa, și de Robert am văzut intervențiile lui și apreciez. Mulțumesc. Care sunt intervențiile lui? Intervențiile în favoarea Cristinei. Mi-a spus și Mihaela, tot arăta. A, păi da, dacă e gen, îl ura prea tare pe Radu, de-aia a intervenit, altfel nu. Cristina, da. Mai sunt în topul tău trei. De ce? Dar de ce te interesează? Nu să știu. Pentru un prieten. Păi ai fantezia aia. Dar de ce voiai să știi? Poftim? De ce? Așa, că voiai să știi că ești acolo în top? De fantezie. Mai sunt? Mamă. Vezi că s-a uitat Patricia pe tine, Laurențiu. Chiar... Zic să stai tu cu minte, să vorbești acolo. Dar voi vă uitați că... Nu pot să vă uitați că toate fetele alese de Laurențiu sunt șatene și cu părul lung? Da. Dar nu cred că fetele le aleg pe el, nu el pe fete. Nu știu ce să vă spun la faza asta, Emma. Mai nu știu. Rupe lanțul, Laurențiu, îndreaptă-te către Mihaela. Da. Păi ceva neașteptat. Ați observat ceva, Andrei 2? Exact asta am zis și eu. Exact asta e. Se confirmă, uite. Nu mă, eu mă refer gen... Da-ți place ție, bă. Nu știu, n-ai zis. Mie? Da, da, ție. Gen că fetele sunt dacă nu-i zis la Mihaela. Nu, dar e diferență între Andrei și Laurențiu, pentru că Andrei, ăsta, Laurențiu, cumva este el curtat de fete, nu... Da, eu asta spun, dar cum zicea acum, că dacă nu e Patricia sau nu știu cine, du-te spre Mihaela, știi? Gen... Păi da, mă, dar a fost o glumă asta, n-a fost gen... Dar și am dat asta cu glumă gen Andrei, da, na, s-o înțeles. Păi și dacă Patricia nu-l vrea, ce să facă? Să stea așa? Bune. Până... Mai sunt fete libere aici? Cum nu-l vrea? Că tu imediat ai sărit. Ipotetic vorbind. Patricia nu-l vrea, păi nu știu, ai zis tu că nu-l vrei? Ipotetic vorbind, tu acum ai zis când dacă e în topul Cristinei, a, păi, dar ce, de ce vrei să știi? Adică... Păi normal, normal, adică că dacă nu interesează, place, că am fost la date cu omul și îmi place de om. Omul! Tu trebuie să te aprinzi mai des. Place, nu mă uită până acum. Înțeleg că dați drumul la o cunoaștere? Nu știu, vreau să vin astăzi pe la voi. Sau să vină el la noi să mai vorbesc cu și el. Și stăm cu toate. Ne, n-aveți voi așa ocazie. Din potrivă. E geloasă Patricia de fel? De fel. Așa, așa, așa. Mai buce, când ești vorba de dânsul. Nu, a zis că n-avem ocazie și am zis din potrivă. Te întreb pentru că dai niște semne așa de gelozie și de asta... Eu nu, cred că Laurențiu ar oferi o șansă fiecărei fete de aici. Robert? Ce? Ce anume? Ai probat cadoul din partea Mihaelei? A, sigur. Da. A. Și cum era? Perfect, țiplă. Ia. Și o să o iei în gală? Cum că țiplă? Surprise. Așteptăm să te vedem cu ea, Robert. Este apă. Da. În gală își ia o cămașă cu românașii. Mm-hmm. Ori ai făcut-o pe a lui Mihaela, i-ai pus românașii pe ea. Nu e obligatoriu să poate ieși în emisiune. Eu i-am făcut-o cazul să poarte când vrea el. Dar eu ți-am zis, chiar ai... Pa, mă, ce bine că s-a închis. Fix când vorbea Robert. Neața. Bună. Ce ai aici? Nu ți-am adus o ciocolată, nimic. Mă lai să merg până la fete să-mi cer și o scuze așa mai îndeaproape. Pentru ceea ce am vorbit ieri. Mă lași? Nu stau mult. Vreau să cer iertare Cristinei la toată lumea. Hai, băieți! Bă, spune-i știu lui Emma să vină... Ok. La noi. Ia zi-mi, Radu. Ce? Ce te macină? Nimic. Cum nimic? Că te cunosc ca pe sandale. N-am nimic. Nu se uită la tine, uite. E supărată pe tine. Ce părere ai că a zis Cristina că nu vrea să te mai bagi în viața ei, într-un fel? O părere bună, de acord. Ești de acord cu ea? Da. Nu, serios, Oros. Trebuia să nu-i făcut asta de la început. Regreți că ai avut o relație cu ea? Nu regret nimic din ce am făcut în viață, da? Ca idee. Da, cine vine? Să trăiești? Emma! Dar cum de atât de des pe la mine? A zis Radu să te ceri. Să-l mângâi pe burtă, pe stomac. Ha? Păi cum să se ceară dacă tu ai venit aici să-ți ceri iertare una alta? Vrei să-ți ceri iertare, Marinel? Ca
cameră, pot să mă duc să-l mângâi pe burtă pe Radu? Mm, vreau să mă cer. Te lasă? Cer și eu. Serios. Hai, mă lasă. Nu, vezi că nu te las. Bună. Ce faci, Cristina? Mă lași, te rog, în casa băieților. Hai, spărit. Cu... Ce ai, Petrico? Ai băut cafea? A sărit ăla, mă. Ce ai, Petrico? Marinel, dar tu la cine te Hai, că nu e nimic rău. Fă ce am venit să îmi cer scuze. Probabil am exagerat, dar inevitabil mi se... Da, ai noroc că mi era rău de nu ziceam multe. Hai că am exagerat, sincer. Bine că ai fost așa, că ziceam și eu. Băi, erau... Că mă luam cu tine în gură într-una. Știu că am văzut că erai pus pe toate. Păi și cu mine. Dar nu eram pus de... V-am zis... Cristina, să vin la tine. Și tu, nu, nu mai vin. Nu, nu, să nu vină nimeni. Așa? Eu ce să mai zic că am fost acolo. Da, aruncat. Pe o anumită persoană. Adică nu m-am supărat pe voi, gen pe situație, așa, nu știu. Marinel, ai aruncat lingura aia, da. Nevoasă, ai tâmptit tu ușa. Da, tu nu te-ai văzut. Ai lăsat singura acolo. Tu nu te-ai văzut cât de... Mă gândesc, am...